trece tramvaiul la Arad, vrem să ne plimbăm un pic, stăm 2 ore prin Arad, apoi mergem mai departe. Am venit astăzi dimineață de la Monaș, am ajuns destul de repede, este aproximativ ora 10 și ne învârtim un pic prin Arad. Iată un tramvai roșu, merge spre autogară. Iar aici pe bulevard oferta este generoasă, lama cu roșu, ceva acolo. Patiserie, pizza colțuri. Pizza colțuri, am văzut ceva pe hartă, dar nu cred că e mare lucru de ea. Ah, pizza 5 colțuri. Pizza 5 colțuri, patiserie, daspi, nu știu ce, un alt. Un bulevard din Arad. Ne aflăm în piața Luther, unde se construiește din greu. Și alături este casa Ioan Suciu, despre care scrie că este principalul organizator al adunării naționale de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918, în partea de sus este puțin, necesită un pic de renovare. Aici se vede tur la biserici, impresionant. Casa este puțin degradată. Aici locuiește Bistro Apetit în zilele noastre, însă iată, avem această placă și ne informează. Strada este plăcută aici în Arad, chiar dacă este trafic. Aici avem un pasaj specific arhitecturii ardelenești, de inspirație nemțească, germană. Iată că sunt de frumoși acești copaci, îi vede soarele. Oh, ia uite-l cât e de falnic! Bate soarele pe frunze, mai și o cioară crâncăne, important e că sunt copaci, uite și aici rotunjor așa. Iată și aici o poartă stilizată, în fine este contemporană, dar arată foarte bine, clădirea același stil original, așa vechi, nemțesc, de influență germană. Pe Bulevardul Revoluției ne aflăm, încă o poartă, că ăsta era stilul de a se construi. Și am ajuns la Palatul Copiilor din Arad, o clădire cu arhitectură impresionantă, cu crenele, cu turnulețe, cu ornamente pe lângă ferestre, cu coloane false, cu tot felul de ornamente. Adevărul este că nici clădirea asta nu prea este întreținută, este de asemenea monument istoric. Palatul Tineretului, 1880-1890. Impresionează prin arhitectura sa. Aici de asemenea o poartă, dar avem și ornamente din fier deasupra. Niște... un fel de... ornamente așa din fier forjat. Aici vedem în toată splendoarea Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, am prins un moment foarte bun, razele soarelui cad pe frontispiciu și iată, se creează așa o imagine deosebită, se vede clar. Iată un nou pasaj, aici se lucrează, tot așa avem ornamente din fier forjat în partea de sus, văd că e un specific, clădirea asta se renovează. Probabil că va reveni la măreția de odinioară. Da, acum este cum este, de care este ceva pasorelief, un leu aici, o fecioară acolo, cât se poate vedea, după ce va fi renovat, presupunem că va arăta foarte bine. Iată și aici vedere spre... Iată și o imagine idilică cu... aceste ronduri de flori, clădirile vechi, statuia lui Vasile Goldiș, suntem chiar în fața universității aici. Aici avem o vedere de ansamblu asupra pieței.